Pilda asemănătorului Noi oamenii vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, iar acesta ne vorbește nouă prin Sfânta Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor din iubire. În Sfânta Scriptură, Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor în pilde sau parabole, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fiii împărăției. Cunoașteți voi ce este o pildă pilda, este o povestioară cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale, inspirate din viața de zi cu care Fiul lui Dumnezeu transmitea oamenilor pe înțelesul lor învățăturile sale dumnezeiești. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos a spus pilda semănătorului. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărin s-a uscat, pentru că nu avea umezială. Și alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar sămânța de lângă drum, sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se le apădă. Cea căzută între spini sunt cei ce au cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună au cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Să explicăm acum simbolurile din pilda semănătorului. Semănătorul este Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Locurile în care au căzut semințele reprezintă diferite categorii de oameni. Păsările care au mâncat semințele îi reprezintă pe îngerii răi, pe diavoli. Sămânța căzută pe locul pietros îi reprezintă pe oamenii superficiali. Sămânța căzută între spini îi reprezintă pe oamenii copleșiți de griji și patim. Și în final, sămânța căzută pe pământul cel bun îi reprezintă pe oamenii buni și credincioși, care rodesc într-o răbdare. Să vedem acum învățături morale în pilda semănătorului. Cuvintele lui Dumnezeu nu rodesc la fel în sufletele tuturor oamenilor. Să ascultăm, păstrăm și aplicăm în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce se seamănă răsare. Sămânța bună face roade însutite și rodește într-o răbdare. Noi, ca și creștini, să primim cu bucurie sămânța cuvântului Dumnezeu în biserică, care să rodească într-o răbdare, pentru a-l putea împlini și a aduce rod însutit. Să recapitulăm acum ceea ce am învățat, scanând următorul cod QR. Ca temă de reflexie, Realizați o compunere cu titlul Pilda semănătorului, primire și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.